Uber, cel mai zen mod de a călători în siguranță prin oraș. Descarcă aplicația și începe să călătorești. Fără stres, fără cash. Bună seara și bine ați revenit la emisiunea În Vizor. Sunt Rareș Niculescu. Discutăm, ca de obicei, la emisiunea noastră despre actualitatea politică. E o emisiune la care ne-ar face plăcere să discutăm despre lucruri pozitive, despre lucruri care să ne încarce cu bună dispoziție, lucruri care să ne motiveze pentru săptămâna care urmează. Din păcate, rar ni se întâmplă să putem avea astfel de teme de discuție, pentru că lucrurile care se întâmplă în jurul nostru sunt în cea mai mare parte teme pe care trebuie să le privim așa cum sunt, să le privim cu ochi critici. În această seară, alături de noi în studioul NCN, este deputatul USR Emanuel Ungureanu. Îi spunem bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am regăsit. E o întrebare pe care o punem tuturor invitațiilor noștri. Domnule deputat, cu ce ați venit de la București la Cluj săptămâna aceasta după încheierea programului de muncă? Am văzut că la emisiunea noastră veniți cu o mașină mică. O să o și arătăm într-o zi la emisiune să vadă telespectatorii cu ce circulați prin Cluj-Napoca. Dar de la București la Cluj, cu ce circulați? Am venit cu avionul de data aceasta. Eu am și ore joi, am și vizite în spital dorite și nedorite. Am fost pe secția de pneumologie copii joi. Aseară din nou dezastru infrastructurii spitalicești, modul în care ne tratăm copiii care sunt cei mai vulnerabili, cei care au un subiect important și îl vom discuta. Vom avea chiar un material filmat chiar de dumneavoastră în spital acolo. Revenim la întrebare și la această temă pe care propun să o discutăm în cele ce urmează. Cum vi s-a părut drumul de la București la Cluj cu avionul? Pentru că alți oameni vin cu mașina și întâmpină fel de fel de probleme. Se tot întreabă ce face Parlamentul pentru ei? Se chinuie în trafic pe Valea Oltului. Bun, pentru mine nu e o plăcere mersul cu avionul. Eu aș fi mers mai degrabă cu mașina. Am o problemă de sănătate care nu poate fi dezvoltată. Nu face bine să merg cu avionul, însă nu am suficient timp să merg pe Valea Prahovei sau pe Valea Oltului. Se pierde extraordinar de mult timp și noi trăim o dramă ca țară, drama unor realități care ne lovesc zi de zi și abordarea altor teme care nu ne lovesc și pe care le creăm pentru a ascunde problemele pe care guvernarea nu este în stare să le rezolve. Uitați-vă câte teme au fost în aceste zile aruncate în spațiu public care ascunde această dramă pe care o are românul zi de zi, pe care au transportatorii, pe care o avem ca țară. O țară fără autostrăzi este o țară condamnată la o moarte lentă din punct de vedere economic. Ce să spunem noi? Avem fragmentele de 9 km pe care le inaugurăm și cu mare fast și cu mare tamtam. Mai avem către Aiud. Noi cumva Clujul ne vom lega către Sibiu într-un an și jumătate. Dar gândiți-vă ce se întâmplă cu cei din Iași, cu cei din Suceava, cu cei care vor să vină la Cluj. Traficul este infernal. Îmi amintesc că pe relația Cluj-Suceava, drumul acela care acum arată mult mai bine, s-a construit în 10 ani. Deci noi suntem într-o situație catastrofală din punctul de vedere al infrastructurii rutiere. Infrastructura feroviară este catastrofală. Am venit de la Suceava la Cluj cu trenul. Câte ore v-a luat să parcurgeți acest traseu? Cred că au fost 9 ore. De la Suceava la Cluj? Da, de la Suceava la Cluj, cu toate că am avut privilegiu ca parlamentar să merg. Îmi pare rău că n-am știut că veți aborda acest subiect. Am făcut fotografii cu
perna cu așternutul și cum arăta vagonul de clasa 1, vagon de dormit. Deci eu am fost gratuit, să știu facilitățile pe care le au pe aceste domnuri parlamentare. Și am spus, băi, la vagonul de dormit, cu siguranță vor fi condiții mai bune. A fost ceva absolut incredibil. Am mers la toaleta de acolo și am deschis ușa cu coatele, nu am atins nimic, totul era o mizerie, plin de muște moarte, de excremente pe jos, urină, o imagine înfiorătoare. Nu am idee cât a costat un astfel de bilet Cluj-Suceava, dar cred că o să spun că și ceva mai mult decât avionul. Costă 250-260 de lei. Mai mult decât un avion, asta este cert. Eu am avut o reamintire așa, a momentelor în care mergeam ca student între Cluj și Suceava, locul meu de naștere, și același vagon care circula în anul 1994, și probabil mai punem în spate vreo 30 de ani, același vagon era și acum un an când am mers pe aceeași relație. Deci ca să mergi între Cluj și București cu trenul, situația este catastrofală. La fel și cu mașina, și vă propun să vedem un prim material în această seară, cât a crescut prețul motorinei în ultimul an. Avem câteva cartoane pregătite de colegii mei. În august 2017 prețul motorinei era de 4,5 lei per litru. Astăzi, la pompă, cei care au intrat la pompă au văzut că prețul motorinei este deja de 6 lei. Astfel, un drum de la Cluj la București, dacă anul trecut în vară ar fi costat puțin peste 100 de lei, iată că astăzi costă 134,4 lei, nu? Și asta dacă ai o mașină foarte bună, care consumă doar 5 litri la 100 de kilometri. Cu 35% a scumpit acest guvern motorina. Vedeți, dumneavoastră, noi trăim pe datoriile pe care le facem pentru copiii noștri. Practic, noi am amanetat viitorul copiilor noștri pe foarte mulți ani deja. Datoria publică, deși pare mică la 35%, catastrofal este că noi nu oferim perspective de viitor pentru copiii noștri, nici în ceea ce privește nivelul de trai, care se măsoară nu doar cât costă coșul de alimente, ci se măsoară în stabilitatea unui loc de muncă, un sistem de educație eficient, siguranța că atunci când te duci la spital ești viu de acolo, iar micile ajustări de, să spunem, de salarii s-au dus doar în zona publică, ori privatul gâfâie. Gândiți-vă că sistemul medical este susținut de 5 milioane de contribuabili și avem 17,4 milioane de consumatori acestui sistem, care oricum este subfinanțat. Noi avem un PIB mai mare, un consum mai mare, undeva la 11 miliarde de euro pe an, care oricum se risipesc extraordinar. Sunt în ziua de astăzi, iertați-mă că vă întrerup, sunt în ziua de astăzi români care sunt excluși de la acest sistem de îngrijire a sănătății? Păi unul din patru români este exclus de la acest sistem de sănătate, direct sau indirect. La această oră avem 3 clinici de cancer în România, Constanța, Cluj, Iași, care așteaptă finanțare de la casa de asigurări. Și ce înseamnă asta? Asta înseamnă că pacienții care trebuie să facă radioterapie riscă să nu poată să aibă o șansă la viață, oricât de mică. Vorbim despre 36 de medicamente care au fost introduse pe piață în lunile trecute de către guvern. Vorbim despre acele molecule noi pentru boli rare, cum este cazul medicamentului pentru cei cu amiotrofie spinală. Acele medicamente au fost introduse doar teoretic prin hotărâre de guvern, neexistând finanțare, ele nu au ajuns la bolnavi. Spuneți un lucru foarte important. Un român din patru este exclus de la sistemul de îngrijire a sănătății. Ce înseamnă asta și care sunt implicațiile acestui fapt extrem de grav?
Păi implicațiile sunt de viață și de moarte, pentru că am calculat câte persoane au apelat de la începutul anului la mine ca parlamentar, ori scriindu-mi pe Facebook, ori scriindu-mi pe mail, ori sunându-mă, pentru a-și rezolva o problemă de sănătate a lor sau unei rude, neavând certitudinea că sunând la o clinică, la un spital, au acces. Deci, practic, așa cum facem toți când avem o problemă de sănătate, lumea, văzându-mă că sunt activ în această zonă, m-a sunat cu un copil care este paralizat după un accident, care n-are unde să facă recuperare. Este un tânăr din Apahida de 24 de ani care a fost accidentat la schi. O mamă, mama lui Marcus, care mi-a povestit că a trebuit să doarmă pe secția de neurochirurgie din Cluj sub pat, la propriu, pentru că nu există o secție de neurochirurgie pediatrică unde mama să poată să stea cu copilul în condiții decente. Și atenție, copilul stătea într-un salon cu 4 adulți, undeva la 10 metri pătrați, în cărucior, pentru că pe pat mama a pus câteva lucruri pentru copil. M-au sunat oameni la reumatologie care mi-au spus că sunt urcați târâți pe scări pentru că nu este o rampă între parterul unde se fac procedurile și locul unde sunt internați aceștia. M-au sunat pacienți de la chirurgie 1 care mi-au spus că nu există niciun filtru între blocul operator și nu există o secție de terapie. Abia acum se face o asemenea secție. M-a sunat o tânără, studentă la medicină, în anul 3, care mi-a explicat că unchiul ei a murit pe un labirint în clinica chirurgie 1 și pentru că nu existau camere de supraveghere, poliția l-a căutat în afara spitalului și el a decedat în clinica medicală. Ne-a povestit și nouă cineva aici la redacție cazul unei doamne în vârstă, moribundă, internată într-un spital din Dej. Personalul medical de acolo i-a dat o lingură și a cerut, dacă are nevoie de asistență medicală, să bată cu putere cu acea lingură în cadrul de lemn, de metal al patului în care își petrecea ultimele ore de viață. 89 de oameni care sună un parlamentar când ar trebui să apeleze la serviciile medicale este enorm. Pentru că ce înseamnă disperare? Oamenii au o anumită reticență să sune la anumiți parlamentari. Probabil par și sunt mai deschis să răspund la telefon, să comunic cu oamenii, pentru că eu consider că sunt în slujba lor și sunt plătit să fac asta. Dar eu nu sunt plătit, oricât de tragic sună, ca să găsesc medici. O fac. M-am oprit din exemple, dar nu mă pot opri. La clinica chirurgie 1, când a fost operat eu, nu erau tărci. Nu erau tărci cu care să duci în sală pacientul. O să arătăm în această emisiune, dacă o să avem timp, ce se face cu puținele resurse, cum sunt cheltuite în spital. O să vedeți o limuzină pe care și-a cumpărat-o managerul spitalului, care avea 2000 de kilometri în luna iunie, în condițiile în care în spital sunt o groază de nevoi. Nu vorbim aici, vorbim despre infirmiere, care trebuie să îngrijească un întreg circuit de bolnavi. Vorbim despre infirmieră care intră în sală, în clinica chirurgie 3 și ține depărtătoarele, pentru că nu este un număr suficient de asistente. Vorbim despre ambulanțe care au peste 1 milion de kilometri și care sunt foarte puține. Am văzut timpii de așteptare la Cluj. Un tânăr de care mă ocup cu insuficiență renală de cronică și care între timp a murit, îmi amintesc că acum 2 ani îmi explica că în cartierul Zorilor din Cluj a chemat ambulanța mama lui. Ambulanța a venit după o oră jumate, după o criză de isterie, după telefoane pe care le-am dat de la București, după toți sfinții și Dumnezeii pe care i-am invocat. Și când a venit ambulanța, a avut nevoie și de îngrijiri medicale mama copilului bolnav,
pentru că ai intrat în stare de șoc văzându-și copilul cum se stinge. Vom reveni la acest subiect, vom prezenta și această filmare pe care chiar dumneavoastră ați realizat-o zilele trecute la Spitalul de Pneumologie din Cluj. Vă propun până un alta să revenim puțin la subiectul pe care l-am abordat la începutul emisiunii și anume acest trafic de coșmar între Cluj și București. Am pregătit împreună cu colegii mei un mic material din care, din păcate, nu veți rămâne cu impresii plăcute, nu veți afla nicio veste bună, ci dimpotrivă. Haideți să vedem. Dacă sperați că veți apuca vreodată să circulați pe autostrada Sibiu-Pitești, bine ar fi să vă luați gândul, nu se va întâmpla așa ceva în viitorul apropiat. Nici măcar acordul de mediu, act pe care tot autoritățile guvernamentale trebuie să îl emită, nu a fost încă eliberat. Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR, Narcis Neaga, a anunțat că acordul de mediu la autostrada Sibiu-Pitești este posibil să fie gata până la finalul anului, după care se pot organiza licitații pentru loturile 2, 3 și 4. Loturile 1 și 5 au fost deja licitate și se află în fază de evaluare. Nu pot fi comunicați câștigătorii încă până când nu vom avea acord de mediu pentru întreg sectorul Sibiu-Pitești. De asemenea, nu vom lansa sectoarele 2, 3 și 4 până nu vom avea acordul de mediu. Termenul de finalizare a autostrăzii Pitești-Sibiu este o ecuație cu multe necunoscute, însă de la 4 ani în sus putem vorbi de un termen pentru acest obiectiv, declarase în luna august ministrul transporturilor Lucian Șova. Revenim la discuția noastră cu Emanuel Ungureanu, deputatul USR. Ne ambalăm așa în câteva discuții tehnice, nu mai pricepe nimeni nimic, dar cred că oamenii care se uită la televizor în aceste momente, dacă ies să priceapă ceva, pricep că se bate pasul pe loc. Această autostradă este departe, departe de a deveni o realitate. Până atunci, clujenii sunt izolați în propriul lor oraș, în propriul lor județ. Nu sunt doar ei izolați. Vorbim aici despre Dacia, cea mai importantă componenta industriei noastre care ne dă o bucată mare din PIB. Sunt oameni de acolo care au explicat ce beneficii economice uriașe ar fi dacă mașinile noastre pe care le producem aici ar ajunge mai repede în Occident. Noi vorbim despre un guvern care este organizat ca un grup infracțional unde niște găști pun resursele acolo unde au interesele lor imediate de familie, dar cu G. Vorbim de un sistem absolut mafiot, în care interesul public nu... Același sistem care există. Se manifestă cu rezultatele pe care le pomeniți și în domeniul sănătății. Amintiți-vă de Corina Crețu, care este numită acolo de PSD, comisar european, care a venit și a explicat de ce nu luați bani gratuit de la Uniunea Europeană, noi ca țară fiind și contributori. De ce nu luați bani gratuit? De ce nu luați avizele de mediu? De ce nu faceți Sibiu-Pitești cu bani europeni? Mă rog, Sibiu-Pitești este doar una dintre porțiuni. Mă refer la tot tronsonul la care a trebuit refăcut, că cei 100 de kilometri făcuți de Ceaușescu, apropo de cu ce vin la București, pe prieten de-a meu a făcut o pană și era să moară, pentru că atât pe niște porțiuni Constanța-București, pe porțiuni București-Pitești, este atât de rea autostradă, este tăiată pe niște zone de beton, că îți taie la viteză mare, îți taie efectiv cauciucurile. Deci când vorbim despre autostradă, noi trebuie să refacem și cei 100 de kilometri care sunt între București și Pitești, care sunt absolut praf. Deci vorbim despre o neglijență criminală, despre o lipsă de responsabilitate extraordinară a tuturor miniștrilor care au fost în zona de transport, care au mințit. Acum domnul Șova explica, domnul ministru, măcar în porțiunea asta, deși nu își dă demisia și nu vorbește despre incompetența lui, măcar spune că este o ecuație cu multe necunoscute. Ar fi domnul ministru Șova unul dintre candidații la remaniere? Se discută în aceste absolut, zile despre el este în capul posibile listei, remaniere este, în guvernul condus de Viorica Este Dăncilă. În capul listei, dar nu pentru că ar fi incompetent, ci pentru că în sistemul ăsta mafiot pe care îl are PSD-ALDE, trebuie alt județ să prindă un post de ministru ca să se încarce niște saci
în zona ministerială. Vedeți tupeul cu care lucrează ei? A apărut știrea că un funcționar a luat 50.000 de euro șpagă în minister. Acum, după toate scandalurile, după toate... Deci, furăciunea este generalizată. Poate s-au mai sofisticat metodele, dar de aici această presiune pe DNA, aceste bugete care scad la instituțiile care oricum niciodată n-au fost de forță. Cu 13% a scăzut bugetul parchetelor printr-o decizie recentă a guvernului. Exact. Asta este metoda. Nu se mai pot face expertize. La DICOT cred că a crescut suma cu 10 milioane. Eu știu că am făcut acolo vreo 6 plângeri. Sunt arhi cunoscute pe mafia din zona transplantului și pe ce s-a întâmplat la Cluj aici. Procurorii sunt puțini, ofițerii judiciari sunt puțini și slabi pregătiți. Apropierea de serii de zona penală în unele zone pe bună dreptate este privită cu suspiciune pentru că serii trebuia să se agațe doar de acele elemente de siguranță națională și din interese obscure a intrat mai departe ceea ce nu este în regulă, lucru care este speculat acum la maxim de cei care au dosare penale și au fost prinși cu mâna în bani. Nu este doar un subiect speculat, dar este un subiect cu adevărat important și dacă dintre discursurile pe care cu toții le-am putut urmări în Parlamentul European, în recenta dezbatere privind statul de drept, dacă a fost un discurs care a fost chiar la obiect și chiar un discurs foarte bun, a fost cel al lui Guy Verhofstadt, care a fost prim-ministrul Belgiei și acum este liderul grupului ALDE din Parlamentul European. Vom reveni la acest subiect pentru că acest grup va fi cel care va redacta rezoluția cu privire la România, care va fi supusă la vot la începutul lunii viitoare. Haideți deocamdată să vedem ce a spus Verhofstadt, un important politician european, în plenul Parlamentului, să discutăm în continuare cele spuse de domnia sa. Romania, colleagues, has, in my opinion, not one, but two problems. Yes, widespread corruption and also secret service out of hand, Mr. Timmermans. And a state in the state, and my message today is that both problems need to be tackled, that Romania has to end the bad tradition of what once was the Securitate, a secret service instrumentalized by one side of the political establishment to hit the other side, and sometimes the sides are changing. Yeah. As has to stop, Prime Minister, also a totally inappropriate reaction to this, weakening the fight against high-level corruption, undermining even the prosecution of it. That's the way, I should say, Orban and Kaczynski lead their countries. That's not the way we liberals should govern, not in our name and certainly not with our name. So may I give you one advice, Prime Minister? Don't follow the bad Hungarian and Polish examples. Embrace fully the remarks and the recommendations of the Venice Commission and let them systematically review your legislative proposals. Because the fight against corruption must be strengthened and not be weakened. And the independence of the courts must be guaranteed and not undermined. And yes, the murky power of the new old Securitate needs definitely to be broken. The one is not in contradiction with the other. Ați urmărit un discurs echilibrat din partea unui politician echilibrat. Ne-ar fi plăcut să vedem mai multe discursuri și din partea europarlamentarilor români, având aceeași substanță și același conținut și aceeași orientare către probleme serioase și fundamentale. Ce părere aveți, domnule Ungure? Sunt absolut de acord cu tot ceea ce a spus Verhofstadt. El este echilibrat și consistent în general. Mesajul meu a fost foarte clar de la bun început. Eu sunt un politician tânăr, nu am nici pe departe amvergura acestui domn, dar am spus un lucru de foarte mult timp. Atunci când am sesizat cazul Lucan și problemele care au fost în zona direcționării discreționare a unor rinichi la Cluj, eu m-am dus la cel care conducea structura DICOT pe vremea aceea, pe care îl chema Hrudei. Domnul Mircea Hrudei mi-a spus că el nu a primit informări de la serii, deci n-a putut face nimic. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că procurorul, în loc să aibă inițiativa,
în loc să ancheteze, în loc să audieze, în loc să facă flagrant, în loc să ceară el sprijinul unor structuri, aștepta pasiv ca serii să fie cel care inițiază anchete, inițiază investigații, care vine cu informații. Deci, în mod clar, structura parchetelor a slăbit prin implicarea excesivă a SRI în foarte multe anchete. Iată, chiar dacă anchete. Această implicare a SRI în procesele penale pare să fie o problemă care îi afectează doar pe politicienii corupți, nu? Sau pe politicienii care au de furcă cu justiția, totuși este o problemă care intervine și în viața românilor de zi cu zi. Este o problemă importantă la care vom reveni după o pauză de publicitate de câteva minute. M-am suit în dealul Clujului și am trimis vorbă românului să vie de centenar aici la noi în Ardeal, să vie cu toată familia la Produs de România. Hai și tu între 5 și 7 octombrie în parcarea Vivo Cluj-Napoca la Produs de România, cel mai mare festival de produse tradiționale și folclor dintre Tisa, Nistru și Dunăre, și bucură-te de povestea neamului. Produs de România, un eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Asociația Produs de Cluj în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Produs de Cluj Unește România. Ți-e dor de prietenii de la școală? La Vivo Cluj-Napoca îi pregătim pe copii să înceapă noul an școlar cu veselie. Ținute noi, rechizite colorate și articole sportive, dar și activități educaționale și super distractive. Anul acesta școlar va fi super! Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital. Un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Întotdeauna în vremurile tulburi, cei care câștigă sunt cei care au ales stabilitatea. Voss Logistics, lider în industria de transport și logistică în Europa, este o firmă stabilă și puternică. O firmă olandeză serioasă care caută angajați serioși și stabili în întreaga Românie. Nimeni nu știe când va veni criza din nou, dar noi știm că la precedenta criză, Voss Logistics a rămas în picioare ca o companie puternică și stabilă cu care îți poți face planuri până la finalul carierei. Dacă vrei să fii șofer de transport internațional într-o firmă serioasă, atunci hai să fim puternici împreună! Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șunca, fumă, specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro.
am revenit la emisiunea În Vizor, în direct. În această seară, alături de mine, Emanuel Ungureanu, deputat USR. Se întreabă lumea și pe bună dreptate se întreabă ce fac domnule parlamentarii. Merg acolo la București, consumă banii poporului, ridică mâna din când în când. Mulți dintre ei lipsesc de la vot, mulți dintre ei lipsesc de la ședințe. Au la îndemână câteva instrumente limitate ce-i drept, printre care, de exemplu, ar fi interpelarea sau întrebarea adresată guvernului. Ei bine, Emanuel Ungureanu a adresat o interpelare guvernului pe tema situației de la Spitalul Județean din Cluj. Interpelarea s-a soldat cu rezultate. Și cu ce rezultate? Cu un amplu control care a început în aceste zile. Emanuel Ungureanu ne va oferi în continuare câteva detalii. Am aflat că a venit în sfârșit controlul de la deputatul Stamatian, care era foarte deranjat când ne-am întâlnit în aeroport, că nu mai poate să primească niște hârtii de la Spitalul Județean, pentru că cei de acolo se ocupeau cu un control pe care eu l-am chemat în luna iunie. Dacă vă amintiți, temele, am vorbit despre camera de gazare de la farmacie, nu erau acolo echipamente pentru cei care se ocupau de citostate, ci am vorbit despre situația de la serviciul de anatomopatologie, unde situația este catastrofală. Am vorbit despre circuitul hranei prin torente de găinați de la Medicală 1, am vorbit despre reumatologie, despre chirurgie 1, despre concursuri trucate, despre achiziții halucinante. Am filmat, nu știu dacă este pregătită, este un minut, este o filmare cu limuzina pe care și-a cumpărat-o. Ați văzut acolo la spitalul... Am făcut un reportaj și cu Liviu Alexa acum câteva săptămâni, dar dincolo de acel reportaj am filmat limuzina pe care și-a cumpărat-o managerul spitalului, în condițiile în care el se plânge că spitalul este pe datorii și nu are resurse. Haideți să vedem aceste imagini, dacă sunt pregătite, și să discutăm pe marginea lor. Iată, acesta este o limuzină de lux. Este un Volkswagen? Nu, este o Skoda Superb, care a fost achiziționată de curând, nouță. În spate este mașina, limuzina managerului. Deci, spitalul, să-l vedeți, este o catastrofă, acest spital. Sunt foarte multe secții praf, iar el și-a cumpărat o mașină nouță, fără nicio justificare, pentru că majoritatea managerilor la un moment dat se gândesc, păi, sunt important pentru țară, e important să am sub mine o mașină de lux. Aia este mașina, o așează acolo unde este înghesuiala cea mai mare și ar trebui să aibă loc ambulanțele, deși și mașina lui personală este în același loc, este cea cu albastru care apare... Haideți să precizăm, ca să înțeleagă telespectatorii, e foarte important acest lucru, este o mașină a instituției, este o mașină achiziționată din bani publici. Din bani publici, bineînțeles, nu este din bani, nu, din banii spitalului, tot absolut halucinant. O să vedem niște... Dacă vă uitați la filmarea din 31 mai, cei care sunteți conectați cu mine pe Facebook, veți vedea că am filmat niște aparate de curățat nouțe, nemțești, care n-au fost folosite niciodată, fiind total necorespunzătoare. Acelea au fost achiziționate și ZAC în Clinica Medicală 1. Am filmat cum arată saltele de acolo, mizere, mobilierul vechi, toate aceste lucruri, dispozitive medicale cumpărate fără ca să existe autorizație pe ele, fără să existe posibilitatea, dacă se strică, să avem un sistem de mentenanță. 15 milioane de lei cheltuite pentru dispozitive, pentru proteze și pentru implanturi cochleare doar în 2018. Catastrofa este extraordinară, adică doar din ce am aflat din sursele pe care le-am în spital, pentru că le-am avut întotdeauna spre dispărarea domnului Șușcă și la contabilitate și la financiar și infirmiere și asistente medicale și medici, mi-au spus foarte mult timp despre neregulile de acolo. Eu le-am reclamat cât se poate de oficial, cât se poate de calm. În 26 iunie, din păcate, controlul a venit foarte târziu, săptămâna aceasta luni. Vă spun și am aflat despre el în aeroport când m-am întâlnit cu domnul
Stamatian. Întrebarea este de ce știa domnul deputat Stamatian de un control de la Spitalul Județean. Asta este o altă, este o altă discuție. Mai sunt și alte imagini pe care le-a filmat de la deputatul Ungureanu. Haideți să le vedem și să le discutăm. Imagini de la Spitalul de Pneumologie, un spital important din Cluj-Napoca, un spital prin care, din păcate, mulți oameni cu probleme de sănătate, mulți oameni aflați într-o stare precară de sănătate, trebuie să treacă. Haideți să vedem imaginile. Este secția de pneumologie a Spitalului de Copii din Cluj. Este o clădire din secolul XIX, complet distrusă. Pe acolo am arătat că se infiltrează apa de pe acoperiș. Subsolul este inundat la fiecare ploaie. Tâmplăria, cred că are cel puțin 80 de ani, acolo este ușă care a fost scoasă din țățân și pusă acolo. Uitați-vă ce mucegai și ce mizerie. Este înfiorător. Cetățenii obișnuiți din Cluj sunt amendați, nu le crește impozitul cu 500% dacă nu își renovează clădirile în care locuiesc. Micile apartamente pe care le dețin în orașul. Uitați-vă ce este pe acoperiș. Iată proprietatea statului crește iarba și nu înfiorător de prost întreținută. Ceea spune Consiliul Județean că e un litigiu între biserica care ar avea acolo nu știu ce proprietate și statul. Cert este că așa arată peretele pentru secția unde sunt îngrijiți, atenție, copii cu tuberculoză. Acum discutăm în Parlamentul României legea tuberculozei și le explicam colegilor, dacă vă uitați pe pagina mea de Facebook, am avut un live și le explicam lege, dar avem bani să facem spitale. Suntem pe primul loc la cazuri de tuberculoză în Europa, suntem, nu doar în Uniunea Europeană. Suntem o în catastrofă Europa pe toate bolile cronice, pe toate bolile transmisibile. Dar gândiți-vă că noi ne ducem copiii acolo, sunt copiii cuiva. Eu cum am aflat de această clinică? Am avut un tânăr pe care îl cheamă Danciu cu insuficiență renală, care a stat acolo 4 luni de zile, zi, noapte, era cu insuficiență renală, a contactat și tuberculoza. Ei, gândiți-vă că acel tânăr pleca de la dializă luni, miercuri, vineri, de pe calea Turzii, și mi-a explicat că își dorește să întâlnească cu mine, că mai mergeam cu el în vizită și mă întâlneam la o pizza în zonă, pentru că spunea, haide să mai ieșim din această mizerie. În interior, lucrurile s-au mai ameliorat, dar cu banii unor fundații, personalul se străduie să facă curățenie. Dar ce curățenie poți să faci cu un asemenea perete, cu o asemenea infiltrație? Vă imaginați cum este mirosul în interior? Vă imaginați sporii pe care îi extrag de acolo copilașii care sunt în spital? Și infecțiile pe care sunt în pericol să le... Suntem în Cluj. Atenție, un oraș de 270 de milioane de euro pe an. Nu suntem în stare să facem acest lucru. L-am auzit pe domnul Tișe spunând că a dat dispoziție acum în 2018 să se achiziționeze un teren pentru spital. Dar asta nu înseamnă nimic. Nu știm cine sunt persoanele mandatate să facă asta. Gândiți-vă... Iată, vedem acolo, este un coș de gunoi de acela de pe stradă care... E descoperit. Cine știe cum a ajuns, a rătăcit acolo în curtea spitalului. O să găsiți același tip de coș în fața la medical 1, pe acolo pe unde se cară mâncarea pentru bolnavi. O să găsiți acolo persoane care cară cărucior de zeci de kilograme fără să aibă niciun fel de măsură de protecție. Dar imaginea asta cu gratii la geam într-un spital mi se pare absolut înfiorătoare. Adică imaginea asta de nesiguranță, cum ținte, vii cu copilul în brațe și intri într-un asemenea spital. Iar eu n-am putut să intru n-am putut să filmez copiii și condițiile care sunt la subsol. N-am putut să filmez în spital pentru că vă mai lasă nu, să intrați nu în spital? Nu mă pot împiedica pentru că am dat în judecată pentru ultraj o asistentă medicală care m-a lovit peste mâini în clipa în care filmam un salon complet gol la medicală 1. Am aflat de la o infirmieră informații că trebuie să filmez cum arată saltelele până nu le acoperă, până nu le cârpesc, și am văzut că erau putrede
și așternutul se punea pe o saltea putere, tu cum vii în spital. Plină nu, de microbi, nu te uiți, de bacterii. O imagine infernală, o să reluăm într-o altă emisiune acele imagini. E asistenta asmuțită de conducerea spitalului, în loc să mulțumească că vin să reclamă aceste condiții și să le schimbăm împreună, că suntem o comunitate și ar trebui să fie prima interesată ca pacientul și ea să nu se contamineze, pentru că este un pericol și pentru ea. I-a venit și m-a lovit peste mâini, eu explicând că sunt deputat, sunt autoritate publică, chiar să nu filmez deputat, oameni chiar bolnavi. Să fi fost un simplu cetățean, nu avem dreptul să vedem ce se face cu banii noștri acolo în spitale, unde mergem numai de nevoie, nimeni nu merge de plăcere la spital. Nu putem încheia emisiunea de astăzi fără să discutăm încă un subiect. 5 octombrie, astăzi este Ziua Mondială a Educației. Avem ceva de sărbătorit în România? Eu astăzi am fost la școală, am sărbătorit prin muncă, mențin acele ore de istorie. În școala mea s-au făcut ore. Copiii îmi spuneau însă să avem o discuție despre mai lejeră și am vorbit despre rasism, am vorbit despre intoleranță, am vorbit despre drepturile minorităților, am vorbit despre vremurile în care minoritățile devin majoritare și devin la fel de opresive. Am ieșit un pic în natură. Unde i-ați dus pe elevi? I-am dus în locul numit Groapa Moșului, un loc pe care noi l-am salubrizat 10 ani consecutiv și un loc unde am avut parte și de disprețul unor clujeni cărora le luam mizeria pe care o aruncau și care ne întrebau dacă mai venim și la anul. Tone de gunoaie am scos împreună cu acești elevi absolut minunați. Am luat o grămadă de premii pe mediu, dar amenzile au rămas nestimulative pentru cei care încalcă legea. Așa că astăzi am avut o discuție despre natură, despre educație pentru o generație în care noi ne punem mari speranțe, pentru că, din păcate, politicienii din ziua de astăzi și din ziua de ieri i-au gâdilit pe creștet pe unii clujeni, spunându-le că sunt minunați, sunt superiori, sunt extraordinari, uitând că elevi de ziua educației sau din alte zile au strâns gunoaie, tone, aruncate tot de către de Ziua Mondială a Educației, în România nici măcar nu avem un titular la Ministerul Educației. Ce să vorbim, că am avut un ministru analfabet. Avem un prim-ministru despre care, deși este deliciul mass-mediei, eu personal, ca om care sunt mai tânăr decât această doamnă, vă spun că mă doare stomacul de fiecare dată când vorbește, pentru că mi-e groază că o să scoată o nouă perlă. Din nou se vorbește despre noi în afara țării ca fiind o țară needucată, pentru că avem oameni în fruntea țării care nu înțeleg, n-au proprietatea unor termeni, nu înțeleg ce spun, și ultimele declarații cu aluviunile, cu calamitățile. Parcă n-au mai fost inundații în România până acum. Este înfiorător, dar ce să spunem dacă... Doamna prim-ministru, astăzi aflată în vizită undeva în Moldova, a fost surprinsă că se petrec catastrofe în țara noastră. Este dezolant. Nu pot să spun decât că este dezolant că de ziua educației noi avem cel mai slab sistem de educație din Europa și aici nu cred că este niciun dubiu. Manualul de istorie pe care predau eu sau de pe care predau eu este din anul 2003. Gândiți-vă că în manualul de istorie de clasa 11 eu trebuie să, ar trebui să le vorbesc copiilor, dar manualul nu mai este decât o... despre cum vom intra noi în 2007 în Uniunea Europeană. Cred deci, că nici în NATO nu eram în 2003 când s-a publicat acel manual. Eram în NATO, dar în 2003 discuția era despre Uniunea Europeană ca o posibilitate. Ori ce să povestim despre modul în care este construit manualul, limbajul la clasa a 12, atât de sofisticat. Mă salvez cu Neagu Giuvara și cu cartea lui, O istorie a românilor povestită tinerilor. O lectură care cred că este interesantă și recomandată pentru toată lumea. Ne luăm aici la revedere de la invitatul nostru, Emanuel Ungureanu, deputat USR, cu care am discutat despre actualitatea politică, actualitatea din ultimele zile. Din păcate n-am avut teme prea vesele de discutat, chiar dacă începe weekendul.
Nu-i nimic, să sperăm că ne vom vedea cu vești mai bune săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine, la revedere, un weekend bun tuturor. O seară bună. Găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor în Sien. Invitata mea de astăzi este Floriana Brahoveanu. Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Și povestim despre... Dar cel mai bine ar fi să nu spunem de la bun început despre ce povestim, ci să le spunem telespectatorilor cu ce vă ocupați. Sunteți psiholog și asistent social de câți ani? Da, sunt asistent social de aproape 20 de ani și psiholog de vreo 15 ani. Și sunt în momentul de față președinta unei asociații din Câmpia Turzii, ProAssist, care are un centru de zi pentru tineri cu dizabilități. Lucrați cu copii cu nevoi speciale de mai bine de un deceniu. Da, da, așa este. Iar tema emisiunii de astăzi este, așa foarte grosomodo, cum să ne comportăm cu copiii cu nevoi speciale. Pentru că ni se întâmplă să ajungem în diferite situații în preajma acestora și eu personal nu știu cum să reacționez, nu știu cum să mă comport. Și am ales pentru astăzi să vorbim despre cum ne comportăm în prezența copiilor cu sindrom Down. Da. Acești copii sunt copii minunați, ca toți copiii de altfel. Ce au ei în plus față de copii obișnuiți este marea lor disponibilitate de iubire. Sunt extrem de afectuoși, extrem de calzi și sunt capabili să ofere foarte multă iubire. Așa că trebuie să ne purtăm cu ei ca și cu proprii noștri copii. Natural. Dar uneori această manifestare poate să-i sperie pe cei care nu sunt la curent cu dragostea pe care și-o exprimă în mod frecvent copiii cu sindrom Down și tinerii. Eu consider că lumea trebuie să fie mai deschisă la informații. A trebuit să fie mai deschisă, să citească mai mult, să cunoască mai mult, pentru că te lovești de acești copii, nu se știe în ce împrejurare și trebuie întotdeauna să știi care este cea mai bună atitudine, pentru că, de exemplu, pentru copiii cu Down este un mod de a-i aborda, alți copii cu alte probleme au alt mod de abordare. E important să fii deschis, să privești un moment înainte de a te apropia de ei, să privești la ei, să încerci să înțelegi un pic din manifestarea lor non-verbală și abia după aceea să poți să reacționezi. Este o situație destul de dificilă. De multe ori părinții sunt cei care sunt extrem de protectori, din foarte multă iubire pentru copii, îi țin puțin ca într-un glob de sticlă și nu permite această comunicare directă cu ei. Dar acolo unde este deschidere din partea părintelui și cel care vine din afară simte asta și atunci se poate manifesta natural. Natural ce înseamnă? Ce înseamnă natural? Mai există naturalul... Ce înseamnă să te porți cu un copil obișnuit? Să-i zâmbești, în primul rând, că zâmbetul este primul semnal de comunicare între două persoane străine. Să-i zâmbești, să te apropii de el, să cobori la nivelul înălțimii lui și să-i vorbești. Iar de acolo comunicarea cu un copil Down este foarte simplă. Îți va sări în brațe, te va strânge, te va lua de gât, îți va zâmbi și va fi foarte fericit că i-ai dat atenție. Și de acolo este foarte simplu să stai de vorbă cu el, să te joci cu el, să comunici cu el. Copiii cu sindrom Down pot fi ușor recunoscuți și datorită unor anumite aspecte care se văd inclusiv pe față. Puteți să ne spuneți care sunt acestea? În primul rând, e fețișoara copilului. Este rotundă ca o lună, cum zicem noi, dar cu o frunte puțin înaltă, puțin tășită, o expresie a privirilor un pic fixă, dar cam atât se rezumă partea exterioară. Eu zic că cel mai important este să-l recunoști după zâmbet. Are un zâmbet permanent în general și sunt copii puțin mai plinuți față de copilul obișnuit,
N-ar spune că este obez, dar sunt copii mai plinuți un pic față de copilul tipic. Are nevoie, în afară de afecțiunea pe care o caută în permanență, are nevoie de ceva în plus, un copil sau un tânăr cu sindrom Down? Toți copiii cu nevoi speciale au nevoie de ceva în plus. În primul rând au nevoie de înțelegere și de acceptare. Asta este primul lucru. Ei oricum au un comportament puțin diferit față de copilul tipic și atunci trebuie să-l înțelegi, să-i înțelegi nevoia și să vii în întâmpinarea lui. Haideți să luăm un caz concret. În învățământul de masă, copilul are un coleg cu sindrom Down. În momentul în care vrei să faci o invitație pentru toată clasa la o petrecere aniversară, haideți să luăm și o vârstă concretă, 10 ani. Trebuie să te pregătești în mod special? Eu zic că nu. Trebuie să-l tratezi ca pe oricare alt copil. Îi faci invitație obișnuit, el va veni la întâlnire obișnuit și va fi tratat exact ca și ceilalți copii. Mai ales în cazul din acesta de colectivitate, nici nu este recomandat să dai o atenție deosebită. Fiindcă se va întâmpla să se simtă proști ceilalți copii. El este un copil ca toți ceilalți, este integrat, mai ales dacă este la școală, și trebuie tratat ca atare. Deci obișnuit. Să luăm un alt exemplu, o competiție sportivă. Se organizează la nivel de clasă sau de școală. Probabil nu va alerga la fel de repede sau nu va pedala la fel de repede ca și colegii lui. Ne comportăm în mod special cu el? Nu va alerga la fel de mult, dar va fi la fel de entuziast. Și atunci este important să-l susții pentru entuziasmul lui și pentru faptul că participă. Și să știți că la asemenea competiție am avut prilejul să fiu de față, chiar colegii sunt cei care îl susțin. Și pentru el este o bucurie dacă reușește să ajungă la linia de sosire. Nu contează al câtelea este. Iar dacă are și aplauzele celor din jur, pentru el este suficient. Este fericit. Asta e important. Da. Fericirea copilului este cea mai importantă. Vorbim frecvent despre copii, dar avem și tineri, avem și adulți cu sindrom Down. Aceștia au nevoie de un tratament special? Este o situație, zic eu, puțin dificilă, în sensul în care cu cât crește, copilul devine adult, are nevoile unui adult, se schimbă și fiziologic. Și eu consider că pentru părinți începe o perioadă puțin mai grea, pentru că trebuie să știe să-i răspundă acestor nevoi fiziologice care apar în timp și cu atât mai mult e necesară integrarea lui în societate. Iar aici este o mică problemă. V-am spus că părinții sunt de multe ori super protectivi și îi țin așa puțin izolați de lume, fără să se gândească că acest tânăr dorește să fie între oameni, mai ales tânărul cu Down, să fie între oameni, să fie util, să fie apreciat. Și atunci eu pe toți părinții aceștia îi sfătuiesc să lase copilul să iasă în lume. Sigur că vor fi momente de multe ori grele pentru ei, fiindcă așa nu toată lumea înțelege ce sunt ei sau ce simt ei. Dar este bine să fie lăsat să iasă în lume. Pentru că și lumea se obișnuiește cu ei, ei înțeleg altfel relațiile cu cei din jur și ei pot să fie utili. Pot să facă foarte multe lucruri care chiar un adult, un tânăr obișnuit nu le poate face, repetitive, de exemplu. Și le place să fie de folos și să fie apreciați. Să luăm un alt exemplu, bărbat, pentru că la 30 de ani, de exemplu, chiar dacă suferă de sindromul Down, are aspectul unui bărbat. Un bărbat foarte drăgăstos, pentru că a rămas la vârsta copilăriei. Da, și pentru că asta este trăzătura lor specifică. Exact. Cum procedăm în momentul în care un bărbat de 30 de ani vine în parc și vrea să te îmbrățișeze? Da, e o problemă aici. Și de aici este foarte important cum sunt crescuți. Pentru că ei au o capacitate de înțelegere, chiar dacă nivelul, să zic, dezvoltării mentale este un pic redus. Dar se poate cu ei lucra. Trebuie învățat că nu se repede să ia pe nimeni în brațe, decât să aibă doar răspuns la un asemenea gest, deci nu să facă primul. Dacă se întâmplă, atunci se poate
Depinde de persoana care este în cauză. Poți să faci de multe ori o respingere ușoară, cu foarte multă grație și cu foarte multă înțelegere, ca să nu jignești, fiindcă este nevoie de respingere. Adică nu-i poți permite unui adult să te ia în brațe într-un loc public și să-i explici frumos că ai pentru el toate sentimentele bune și că vor putea continua comunicarea în alt mod. Vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați învățat, măcar așa punctual, în trei situații, cum ar trebui să reacționăm. Sper că a fost de folos. Cu siguranță. Vă mulțumim pentru prezența în emisiune. Eu vă mulțumesc. Iar cu dumneavoastră, dragi telespectatori, să ne revedem sănătoși. Magazinul Papionet din Iulius Mall este una dintre cele mai frumoase afaceri din România. Alege din peste 900 de modele și culori de papioane, de la cele simple până la cele cu buline, pătrățele sau chiar papioane personalizate cu diferite teme. Papionet mai comercializează și cravate, batiste de buzunar, buton și pretele, pentru ca adevărații bărbați ai Clujului să se simtă răsfățați și prețuiți. Papionet. Fii diferit. Fă diferența! Dureri de oase sau ale coloanei vertebrale? Apelați la clinica Chiromedical, unde medicul Laurent Ferenț, cu mare experiență în chiropractică și cu peste 3000 de pacienți tratați, vă ajută să vă recuperați sănătatea întregului corp. Lombosciatică, discopatie lombară, torticolis sau umeri blocați, Chiromedical este soluția. Intră pe www.chiromedical.ro și fă-ți o programare la cei mai buni specialiști din Cluj. Coral Impex, numărul 1 național. Coral Impex vă oferă servicii de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare la standarde occidentale. Puncte de lucru în 10 mari orașe din țară. Servicii de calitate din 1993. Coral Impex, calitate la standarde europene.